Bine ați venit, fecioarelor, și haideți să vedem ce avem pentru voi astăzi. Pentru fecioare. Oh, pentru fecioare avem pasiune. Deci, pentru unele fecioare avem pasiune. Și pasiunea de a trăi, pasiunea de a fi cu cineva drag. Poate aveți o pasiune nu neapărat în dragoste, ci pur și simplu aveți o pasiune spre ceva, spre ceva pe care voi o manifestați. Deci nu este neapărat, este o bucurie de a trăi cu acel ceva. Și poate că vă aduce într-adevăr acea energie de a merge mai departe. E un fel de a spune, pentru unii, pasiunea care vă preocupă sau vă dă în a face o acțiune, vă dă puterea să mergeți mai departe cu ceva care poate vi se pare dificil. Asta este mesajul pe care îl primesc. Și vom vedea acum încă o carte. Da, it is safe for you to love. Bineînțeles că este ești în siguranță să iubești, dar vezi tu că aici îți spune pur și simplu acel cal și poziția la care ești, deci vreau să facă și în poziția în care ești, chiar dacă nu ești disponibil, disponibilă să ai o relație, îți spune că este um, este bine să o iei în acțiune, dar în același moment te preocupă foarte mult să călătorești mai departe în călătoria pe care tu ai luat-o. Pentru unii dintre voi pot fi studii, pentru alții poate fi ceva care ține de carieră, recunoașterea în carieră, pentru că aveți de-a face cu calul alb. Și asta înseamnă că ceea ce vă luminează pe voi, acel șal alb pe care îl are pe cap, este de fapt... Lumina este de fapt uh, ceea ce învățați, învățătura pe care o luați. Asta reprezintă acolo. Deci, uh, doriți în același moment să aveți o relație, dar în același timp voi vă axați pe ceea ce aveți voi uh, să mergeți mai departe. Deci, după cum vă vedeți, este un fel de ieșirea de a lua acel risc din acel castel pentru a merge mai departe, pentru a arăta lumii cine sunteți cu adevărat și cred că pentru unii dintre voi va fi chiar o recunoaștere a ceea ce faceți și veți fi iubiți pentru ceea ce faceți, pentru simplu fapt pe care îl faceți. E un fel de, ești din zona de confort și ești recunoscut în afara acelei, uh, acelui oraș. Pentru ceea ce faci. Și ultima este reconciliere. Reconcilierea poate fi cineva care se reîntoarce, un ex care se întoarce în viața ta sau cineva care poate fi dintr-o viață anterioară, cineva care uh, se gândește constant la voi uh, și nu aveți o relație prezentă. Deci, e un fel de. Persoana respectivă își pune foarte mult speranța să se apropie de voi. Încă o dată vorbim de energie, nu vorbim uh, la masculin sau la feminin. Vorbim aceeași energie. Mergem mai departe. Prima etalare este a voastră, cea de-a doua etalare a persoanei la care vă gândiți. Prima etalare. 3 de spade, 7 de bute, 8 de spade și steaua. Deja v-ați luat um, speranța de la ceva la care nu v-ați așteptat că se va schimba și steaua este într-un fel fie o oportunitate, fie ceva la care vă duce gândul să faceți mai departe. Poate într-adevăr ceva la care nu a reușit întotdeauna. Um, Încearcă să vă spune că s-a terminat sau se termină. Sau pentru voi, pentru unii dintre voi, treiul acesta de spade, o dezamăgire a unei relații de dragoste vă aduce față în față cu zidul acela pe care îl faceți de jur în prejur. Nu mai aveți încredere, știți că puteți să aveți o relație de dragoste cu cineva, dar în același moment, ei, optul acesta de spade vă spune că nu doriți să fiți pregătiți, nu pentru că nu sunteți. Nu doriți, pur și simplu. Deci, e un fel de a vă spune um, ai încredere. Iar aici aveți cavalerul de cupe. Acea persoană călătorește spre voi. Este ceva la care vă ascunde. E un fel de uh, o persoană care uh, își ascunde sentimentele față de voi. Și vom vedea aici ce clarificare avem pentru voi. 10 de bute. Știți cum e este aici? Este un fel de... Am atât de mult de lucru că numai de pupături nu mi-ar de mie acum. Genul acesta de energie este aici cu zecele acesta de bute. Deci e un fel de... Pentru unii dintre voi cred că este foarte probabil. Am o imagine foarte frumoasă, mai ales când aveți foarte mult de lucru și întotdeauna să știți că albastrul acela este culoarea lui Saturn Shani, care vă spune că nu mai arde de glume, nu mai arde de nimic, ci pur și simplu doresc să mergem. Deci un fel de m-am în dragoste, nu mai arde mie acum să mai stau la dacă te doare sufletul pe tine sau nu te mai doare. E un... Îmi <gântări> pare rău, dar... Îmi pare rău pentru persoana cealaltă, nu pentru voi, că <gântări> nu vă pare rău. <gântări> Șapte de bute este talarea voastră și clarificarea voastră. Șapte de bute aveți de -a face cu un cavaler de bute, deci... Voi nu mai doriți neseriozitate, nu mai doriți nimic care să vă ducă gândul, pur și simplu să vă preocupe gândul, pentru că gândul vostru personal este cu totul la altceva. 8 de spade și 6 de monede. Singurul lucru care vă atenționează este să aveți un profit sau să aveți o... În ceea ce depuneți, în munca în care o, pe care o depuneți, să aveți destui banii, să vă plătiți facturile și să puteți să investiți în același moment, să dăruiți chiar. Steaua și 5 de monede. Vă sfătuiesc să nu cheltuiți acum, nu este momentul. Nu cheltuiți pentru că e un fel de restrângere a rândurilor, cum s-ar zice. Cavalerul de cupe și șapte de monede. Abia acum vă puneți baza la ceva care, într-adevăr, vă va aduce pentru viitor. Persoana cealaltă sau cine dorește să se implice din nou, să se reimplice, posibil, sau poate cineva care nici măcar nu știți cine este. Trei de cupe. Această persoană e posibil ca să fie o persoană care este prezentă în viața voastră, care vă întâlniți, este ca și cum v-ați întâlni online. Pentru unii dintre voi pot fi studiile online, poate fi ceva la care e un fel de n-ați băgat de seamă sau nu dați importanță, dar posibil ca persoana respectivă să fi trecut prin aceleași dezamăgiri, dar i-ați picat cu tronc, să zicem. Și acesta este cavalerul de monede. Deci este o persoană care depune un efort și a depus un efort mare, încearcă să vă ajute, încearcă să intre în viața voastră. Opt de spade și regina de bâte. Uh, cred că ar spune că vă consideră ca pe o energie de foc, pasiune, pentru că voi aveți aici pasiune. Le-ați trezit pasiunea și aici s-a întors un 5 de spade. Cinciul acesta de spade e un fel de a încerca să nu vorbească, să uh, nu se impună. Cavalerul de spade, dar câteodată devine puțin mai tăios. Chiar dacă. Cine este? Poate fi un profesor sau un elev, sau un student, pentru că avem de-a face cu opt de monede. Haideți să vedem energia celelalte persoane. Pentru voi, ce dorește să. Vă spună energia acestei persoane. Asul de spade. În acest moment, persoana respectivă nu comunică cu voi, dar um, vă asigură un mare succes. Cinci de cupe. Din nou, este... Um, nu are curajul, aș spune, să vină spre voi. Um, psihologic, uh, nu știe dacă are mari șanse cu voi cavalerul de bute, Nu știe cum să reacționeze, de fapt. Și șase de bâte. Dar, cu siguranță, energia persoanei respective vă duce spre o carieră mult mai bună. Iar aici aveți herofantul. Wow! A, relația pe care o dorește este pentru totdeauna. Nu este pur și simplu o amăgire în viața voastră. Deci ceea ce vă oferă, vă oferă pentru totdeauna. Poate, într-adevăr, ați, ați plătit niște cursuri ceva pe care îl aveți, dar aici să știți cu siguranță este ceva care este pentru totdeauna și Herofantul are de a face cu învățături oculte. În orice tip de domeniu, de la astrologie, numerologie, Romantie, tot, tot ce vreți voi. Este cineva mult mai în vârstă, dar are un respect și o tradiție bine definită. Asul, da, este Cavalerul de Cupe, care încearcă să vă arate de fapt că plăcerea de a studia sau ceea ce faceți vă va aduce pe drumuri foarte bune și e posibil într-adevăr să fie un o, cineva karmic din viața voastră trebuia să vă fi întâlnit cu această persoană 5 de cupe și 2 de spade nu poate să ia o decizie, nu știe cum să abordeze această situație dar are încredere că într-o zi o va putea face și este un nou început nebunul ăsta îi arată și că există într-adevăr posibilitatea de a de a vă oferi ceva. Hierofantul 3D monede. Poate chiar, într-adevăr, într-o cooperare în ceea ce vrea ca să facă. E un fel de a vă ajuta chiar pentru o carieră, un loc de muncă pentru unii dintre voi. Voi, Asul, împărăteasa. Voi deja ați început să manifestați abundența sub orice formă. Cred că pentru unii dintre voi, atitudinea voastră față de mama pământ, copii, de tot ce este sensibil, emoțional, este atât de mult atras încât acest as este energie divină atrageți în același moment iubire și dăruiți în același moment iubire. Și este foarte frumoasă energia pentru că vă aduce, e un fel de a vă transpune în acel ceva și în a vă aduce un mare succes pentru ceea ce dăruiți. Și este un adevăr. Fie este ceva legat de cunoștințele voastre, fie într-adevăr de ceea ce dăruiți voi cu adevărat dar cu siguranță pentru unii dintre voi voi sunteți cei care veți aduce bunăstarea familiei dar în același moment și uh, ceea ce doriți voi să faceți în viața de zi cu zi 9 de monede 9 de monede, asta înseamnă independența și confortul la care voi vreți să ajungeți. Siguranța cu care mergeți înainte. Deci, aveți împărăta să aveți 9 de monede. Cu siguranță, ceea ce abordați acum duce spre o carieră frumoasă. nouă de spade Este o persoană în viața voastră care vă dă de furcă atunci când are niște jocuri copilărești, atunci când. Um, încearcă să își dea importanță sau pur și simplu uh, vă enervați sau vă faceți prea multe gânduri. Asta nu sunt numai insomnii, astea sunt ale voastre sau poate chiar voi vă faceți unele gânduri la un nou început pe care îl aveți. Dar asta depinde numai de voi. Numai de voi. Deci numai voi dați voie acele energii să intre. Numai voi. Deci pentru voi o relație la, în momentul acesta fie este totul sau nimic. Voi sunteți interesați în momentul acesta de o carieră. Iar aici este un nou început. Cu siguranță. Cu siguranță va fi un nou început. Și este un nou început care acum este un paj, dar mâine va fi un rege. Marea Preoteasă, o intuiție extraordinară, aveți încredere, mai ales pentru cei care se ocupă cu tot ce ține de ocult. Este o energie extraordinar de frumoasă aici. Nu uitați că um, această intrare pe care voi o vedeți aici este de fapt intrarea în Templul lui Solomon. Aici sunt multe secrete. Aici sunt multe lucruri pe care voi le veți învăța. Aici sunt multe lucruri pe care o lume normală nu le știe. E un fel de a-ți spune, mergi până la un punct în care nu vei putea să spui nimănui nimic. Dar intuiția ta lucrează atât de bine încât este bine să menții a tot ceea ce știi numai în gândurile tale, chiar dacă îți vor da insomnii. Chiar dacă îți vor da insomnii. Va trebui să te eliberezi pentru a merge mai departe cu această energie. Ce vrea să-mi spună noul acesta de spade? A, pentru mulți dintre voi este posibil un stres în momentul în care nu aveți o o situație financiară stabilă pentru a plăti facturile. Iar aici aveți de-a face cu împăratul. Deci, într-un fel sau altul, deja aveți două energii extraordinare. Nu este posibil să te gândești că nu știi ce trebuie să faci din moment ce tu ești propriul tău șef. Pentru unii dintre voi, voi sunteți proprii voștri șefi. Deci nu ar fi cazul să vă puneți această întrebare, ci pur și simplu să manifestați, chiar dacă este să munciți mai mult de 12 ore. Asta vă spun. Deci dintr-o etalare de dragoste, avem cu totul altceva, dar asta e. Mulțumesc mai bine!